Suntem oficial în campania electorală, iar unul dintre candidații USL pentru un mandat de deputat în județul Giurgiu a început deja acțiunile de convingere a electoratului să-i acorde votul pe 9 decembrie. Este vorba de omul de afaceri Nicolae Florian, candidat al USL pentru funcția de deputat pe Colegiul 1, care a fost prezent de dimineață în piața centrală pentru a sta de vorbă cu oamenii și pentru a le prezenta câteva dintre proiectele sale electorale. Candidez la funcția de deputat în oraș, am vrut să mă cunoașteți, da. Să vă urez sănătate și să știți că o să mă bat pentru orașul nostru. Să vă luați. Și pentru pensionari. Și mai sus. Sigur. Pensionarii mai bogați. Așa să fie. Să rămână. Așteptăm la vot. Să trăiești, să trăiești, tată, să trăiești. Oh, ia uite! E puternic. Să trăiești, vă pup, vă pup. Să fii sănătos. Să știți că ne luptăm pentru orașul nostru. Să fie bine, să fie bine în oraș. Să trăiești și dumneavoastră. Ce faceți? Vreți să facem treabă pentru oraș împreună cu dumneavoastră? Așteptăm la vot. Nu singuri, nu singuri. Să împreună, să reușim. Candidez la funcția de deputat în oraș. Da. Am vrut să mă cunoașteți și să vă asigur că sunt alături de nevoile orașului. Da, ne bucurăm. Și l-ajutăm, trebuie să ajutăm primăria, să ajutăm pe primarul nostru și numai și nevoile și cetățenii. Să ne punem în slujba lor. Să nu mai stăm numai la gulere albe și să nu venim jos în mijlocul oamenilor care ne aleg. Trebuie să fim lângă oamenii care ne trimit acolo. Că noi suntem proiecția oamenilor sus. Nu noi ne ducem că avem noi drepturi, ci oamenii ne trimit acolo. Am ținut, a fost la votare și bolnavă. Și am votat primarul. Să rămână, suntem alături de primarul nostru. Asta e continuarea acum. E continuarea. Da, da, știu. Păi singur fără ajutorul dumneavoastră nu poate să facă nimic. Să rămână. Să vă dăm, să vă face să ține cu oamenii ăștia. Am ține cu oamenii. Cei mai mulți. Vreau să venim. Da. Așa e. Așteptăm la vot. Vă asigur că o să îmi pese de nevoile orașului și o să fiu mereu lângă oameni. Bine. Asta trebuie să facem. Să punem prima dată oamenii înainte de toate. Da. Și oricum, țăranii, față de celelalte persoane, sunt un pic marginalizați. Și ar trebui să se poate și un pic atenție. Corect. O să primiți de respectul cuvenit că și eu stau la țară, da? Și eu sunt producător de... Și eu sunt producător de telemea. Să vă dăm sănătate. Doamne ajută! Să vă fie bine. Și dumneavoastră și Giurgiului să fie bine. Să ne fie bine, că poate cu dumneavoastră vom fi ceva mai bine și pentru noi. Trebuie... Și pensionari ăștia. Am mărit cu 5.000 de lei care avem. Trebuie să tragem tragem fonduri europene, să facem, creăm locuri de muncă, să dezvoltăm oraș. Pentru că dacă nu dezvoltăm orașul, nu merge. Doamne ajută! Da, e murdare! Ce dacă e murdare? Locul de muncă la tinere, că băiatul meu pleacă luni la Brăila și uite, rămâne nevasta. La aducem aici. Acum ne străduim, să ajutăm primăria. Primăria se poate... Am o pensie de 4 milioane și țin 4 duși. Înseamnă că sunteți puternică. Deci dacă păi sunt ca să nu dă cu dumneavoastră, de-aia sunt puternică. Dacă... Și noi muncim, că așa foarte am învățat noi de la părinții noștri și să muncim. Foarte cu bine. Fiii mei la fel. Dar nu are multe pacie asta, e pleacă departe. Să duce să taie certurile, să duce să taie vaporile, să duce să... Trebuie să aducem acasă. Să aducem acasă. Copiii noștri, da? Să aducem. Și familie. Multă sănătate. Să rămână. Să rămână. Să rămână, vă pup. Să rămână. Să rămână. Dumneavoastră știți ce trebuie făcut. Știu, dar și dumneavoastră trebuie să știți, da, că numai împreună putem să reușim. Da, sănătate. Să rămână, să rămână. Bună dimineața! Să rămână, să rămână. Să rămână, vă mulțumesc! Fără să-i deranjeze pe giurgiuvenii care se aflau la cumpărături și fără a împiedica activitatea comercianților, Nicolae Florian, prin bunul simț care îl caracterizează, a dat mâna cu oamenii, le-a ascultat răbdător păsurile și chiar s-a oferit să ajute un bătrân să-și cântărească cumpărăturile. Sănătate, să trăiți! Să trăiți! Acum imediat îți pot arăta. Da, să văd și eu. Trebuie să-mi pun ochelarii să văd și eu tataie. Foarte bine, tataie, văd și eu când i-am dat, i-am pus. Da. E bine? Păi ai 5 kg. 5 kg, mulțumesc, tataie. Da, tataie. Atâta a fost? Da, atâta. Ei, atunci ați tataie. E peste 5. Gata, sănătate, tataie. Îl cunosc pe domnul? Nu. Domnul este Nicolae Florian, se numește. Da, le-a făcut biserica. Da!
La care biserică? La care? La Tatu de Vară. La Tatu de Vară, da. La preotul Marian. Așa. Găulea. Să fii sănătos, să ne trăiești. Doamne ajută. Candidează pentru fotoliu de deputat. Păi să vii la vot să-l votăm. Da, 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 uite, mai am și pune ziunul să-l votăm. Să-ți vecinii la vot. Așa, vă mulțumesc frumos. Să fii sănătos. Doamne ajută. Sănătate cu respect. Candidatul Nicolae Florian a fost bine primit de giurgiuvenii din Piața Centrală, fiind deja cunoscut pentru realizările sale. Locuri de muncă pentru giurgiuveni, acte de caritate pentru cei aflați la necaz, acțiuni de protecție socială, sprijin pentru biserici și susținerea activităților sportive.